Noapte de foc în capitală, două incendii au izbucnit aproape simultan în cartiere diferite. Primul a avut loc pe strada Rahova, iar al doilea la o casă părăsită cu trei etaje în care se adăposteau oameni ai străzii. Vâlvătaia a cuprins rapid mansarda locuinței și risca să se extindă la un bloc cu șase etaje. Panica s-a declanșat în cartierul Rahova puțin după ora 8, pentru că flăcările au cuprins cu rapiditate numai puțin de 4 case. Oamenii au cerut disperați ajutorul pompierilor. Salvatorii au intervenit cu 9 autospeciale de stingere, 2 scări, mai multe ambulanțe și o mașină de la descarcerare. Un bărbat de 62 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la Spitalul Universitar. Ceva mai târziu, pompierii au fost din nou solicitați pe strada Constantin Stere, unde o casă părăsită cu trei etaje s-a aprins ca o torță. Pericolul era cu atât mai mare cu cât la mică distanță se află un bloc cu șase etaje, iar militarii au prevenit extinderea flăcărilor. Vecinii susțin că în acea clădire obișnuiesc să se adăpostească oameni ai străzii și cel mai probabil focul a fost cauzat de aceștia. Tot locatarii din zonă povestesc că un incendiu similar s-a petrecut în urmă cu câțiva ani.